Ofițerii din cadrul Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Galați, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Galați, au prins în flagrant un medic din cadrul Spitalului Municipal din Tecuci, în timp ce a primit cu titlu de mită suma de 500 de lei de la o persoană denunțătoare. În schimbul banilor, medicul i-a promis că nu va plăti taxele aferente perioadei în care a fost spitalizată. Fapta a fost sesizată la linia Telver de Anticorupție 0800 806 800. 6, acțiunea de prindere în flagrant fiind organizată cu maximă operativitate la numai 3 ore de la efectuarea apelului telefonic. Din cercetări a rezultat faptul că medicul i-a precizat denunțătoarei că suma de bani solicitată reprezintă o atenție pentru mențiunile pe care le-a făcut în fișa de internare și în baza cărora aceasta nu va fi nevoită să plătească taxa de spitalizare. Medicul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. În cauză s-a beneficiat de sprijinul lucrătorilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmerie Galați.